Iisus, căci El va mântui pe poporul Său de păcate. Fiți credincioși, cât de repede zboară timpul. Peste puțin timp vom sărbători pentru încă o dată marea sărbătoare a întrupării Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, duminica de astăzi se numește Duminica dinaintea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Și Sfânta noastră Biserică a hotărât ca astăzi să se dea citire unui registru, unui catalog al strămoșilor Domnului nostru Iisus Hristos. Păi Domnul nostru Iisus Hristos, fiind Dumnezeu, are strămoși? El este născut din Tatăl, este unul născut, este irepetabil în istorie. A venit să împartă istoria în două. El nu are decât Tatăl Ceresc. A prima persoană a Preasfintei în Dumnezeu Tatăl. Doar atât este Tatăl Său. Nu are Tată pământesc. Dar, conform planului înțelept al Preasfintei Treimi, s-a hotărât ca pentru salvarea omului să se întrupeze a doua persoană a Preasfintei Treimi. Păi, fraților, n-a venit ca extraterestru. N-a venit de a adus de o farfurie zburătoare. A luat din sângele și din trupul Preasfintei Fiice. A împrumutat materia aceasta ca să vină în lume. Vă dați seama cât de curată a trebuit să fie Preasfânta Fecioară Maria ca să fie aleasă de a naște pe Domnul nostru Iisus Hristos? Vă dați seama la ce performanțe spirituale trebuia să fie Fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere. Și toate acestea le-a întrunit Sfânta Fecioară Maria. A luat din trupul ei, dar atenție, el a fost fără de păcat. A luat toate afectele, toate însușirile firii umane. A fost om real. Nu închipuit, iubiți creincioși. Nu era o fantomă, nu era o nălucă. Era om real, cu toate însușirile. Pentru că vedem în paginile Sfinte Scripturi că s-a întristat. Vedem că a plâns. Vedem că s-a bucurat. Deci avea toate aceste însușiri umane, afară de păcat. Căci el însuși spunea, și însuși viața trăită, cine mă poate vădi de păcat? Deci era fără de păcat. Păi gândiți-vă, ce bucurie o fi având oamenii să aibă în mijlocul lor pe un om fără de păcat, fără de greșeală, fără de defecte. Pe un om care era Dumnezeu întrupat și om adevărat. Dar iată, iubiți credincioși, că după trup avea să nască de Fecioara Maria, care avea să fie născută de Sfinții Ioachim și Ana, care la rândul lor au avut părinți, care la rândul lor au avut părinți și iată, dacă urmărim neamul Maicii Domnului, ne ducem până la primul inel acestui lanț, acestor verici care erau înlănțuite, iubiți credincioși, acestui arbore genealogic și ajunge la primul inel care este Avram. Și lui Avram Dumnezeu i-a promis, i-a făcut promisiunea că din neamul său, din neamul lui Iuda, se va naște izbăvitorul. Vedeți ce personalitate extraordinară a fost Avram, încât Dumnezeu pentru viața sa curată i-a destinat primul loc din erarhiile raiului, iubiți credincioși, numit sânul lui Avram. Acest Avram, iubiți credincioși, avea să nască și el pe alt, așa cum spune Evanghelia de astăzi, și ajungând până la strămutarea, până la David să fie 14 neamuri, până la strămutarea în Babilon 14 neamuri și până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos să fie 14 neamuri. Tot acest catalog, iubiți credincioși, cuprinde nume care nu ne impresionează deloc, chiar ne obosesc să tot auzim că a născut, a născut, a născut, a născut, a născut. Și acest catalog cuprinde nume care erau mari la vremea respectivă. Gândiți-vă că unii dintre ei erau general, alții erau conducători de stat, alții erau înțelepți, alții erau profeți, alții erau bogați, alții erau înțelepți ca David și Solomon. Și toate aceste nume, iubiți credincioși, au impresionat cumva puternic istoria, dar acum s-au confundat în bezna timpului.
cum se vor confunda în vezna timpului și numele noastre, episcopi. Toate aceste lucruri care azi ne impresionează, sunt promovate, se pun tot felul de etichete și de oferte, toate acestea în 50-100 de ani vor fi uitate. De ce? Ne răspunde înțeleptul Solomon, toate sunt deșertăciune, toate sunt deșertăciunea deșertăciunilor. Undeva, într-un colț, pe o pagină, vor fi trecute și numele noastre, viscăincioși, care într-o zi vor dispărea și vor fi uitate și cufundate în lada dezestre a timpului și a istoriei. Și atunci, viscăincioși, ce înțelegem de aici? Zero sunt bogățiile. Zero sunt averile. Zero sunt funcțiile. Zero sunt plăcerile. Zero sunt distracțiile. Zero sunt toate. Și dacă toate aceste nume care le-am auzit astăzi în Evanghelie au fost uitate și dacă numele contemporane vor fi uitate și dacă nume mondiale vor fi uitate, un singur nume nu va fi uitat pentru vecii vecilor. Care e acest nume? Este numele pe care Îngerul i-l a spus lui Iosif, Iisus Hristos. Acest nume va rămâne până la sfârșitul veacului. Ce înseamnă Iisus Hristos, iubiți credincioși? Înseamnă Mântuitorul. Înseamnă Salvatorul. Și hai să vedem de ce este numit Mântuitor Domnul nostru Iisus Hristos. De la căderea în păcat a lui Adam și până astăzi, iubiți credincioși, omenirea avea să fie biciuită de nereușite, de insatisfacții, de tot felul de greutăți și nenorociri. Gândiți-vă că au fost nenorociri. Nenorociri înseamnă foame, nenorociri înseamnă sete, nenorociri înseamnă să n-ai adăpost, nenorociri înseamnă să n-ai îmbrăcăminte. Acestea sunt mici nenorociri, dar sunt și mari nenorociri, mari rele. Gândiți-vă ce nenorocire este o secetă, când toate se usucă, când nu mai avem ce mânca. Este o nenorocire de proporții, iubiți credincioși, nenorocire care aduce atâta suferință, atâtea lacrimi și atâta durere. Gândiți-vă ce nenorocire este un incendiu, când iau foc păduri întregi, când rămânem fără lemne de construcție și fără lemne de foc. Gândiți-vă ce nenorocire este un cutremur, când casa aceea la care ai transpirat și ai sudat și ai te chinuit zi și noapte să strigi bani peste bani, să mai cumperi câte o cărămidă, câte o tablă, câte o ușă, câte un geam, să se dărâme într-o clipă. Poate 10 ani, poate 20 de ani a fost ridicată acea casă. Și într-o clipă se drâmce nenorocire mare, iubiți credincioși. Nenorocire este și boală, iubiți credincioși. Cancer, moarte. Toate acestea sunt nenorociri mari. Și tot eu vă spun că sunt mici. Chiar foarte mici. Există o nenorocire care le întrece pe toate, care e la baza tuturor nenorocirilor pe care le-am numerat mai devreme. Care este această nenorocire? Este, iubiți credincioși, în limba Sfintei Scripturi este numită păcat. Și păcatul acesta nu ne impresionează. Păcatul acesta ne jucăm cu el, cum se joacă copiii cu jucăriile primite de la Moș Crăciun în seara de ajun. Ei, așa ne jucăm noi cu păcatul. Și păcatul acesta poate să fie adulter. Și păcatul acesta poate să fie crimă. Și păcatul acesta poate să fie avort. Și păcatul acesta poate să fie desfrânare. Și păcatul acesta poate să fie ură, răzbunare, viclenie, lene, lăcomie. Dacă vreți toată lista păcatelor, o găsiți în dreptarul de spovedanie de la Covora, numită Pravila cea Mare. Acolo sunt 640 de întrebări care reprezintă, de fapt, 640 de păcate pe care le putem face într-o viață. Asta e vorba de păcatele mari, că sunt, iubiți credincioși, nuanțe, că sunt sub păcate, că sunt sub capitole. Și dacă intrăm, iubiți credincioși, vom vedea o mare de păcate pe care le comite și pe care le facem. Dacă s-ar elibera omul de acestea, ar fi rai pe pământ. Și cine ne poate elibera de aceste cruzime ale păcatului, de aceste atracții ale păcatului, mreji ale păcatului, nu ne poate salva de acestea decât
Domnul nostru Iisus Hristos. Au fost câțiva salvatori. S-a constatat în istorie că vreo 155 de salvatori care au făcut anumite servicii omenirii și au fost considerat mântuitor și salvator. Dar, iubiți credincioși, aceștia au fost salvatori cu S mic, mântuitori cu M mic. Unul singur poate fi trecut cu M mare, este Domnul nostru Iisus Hristos. De ce ne-a mântuit? De ce? De păcate, iubiți credincioși. Căci odată venind în istorie și părăsind-o, a lăsat în urma sa pe Sfinții Apostoli. Au fost investiți prin succesiunea apostolică cu Harul Duhului Sfânt, prin hirotonie și au transmis-o mai departe la episcop, la preot. Și în felul acesta, această putere de dezlegare de păcate a ajuns până la noi. Este cea mai mare comoară de pe pământ. Este cea mai mare comoară în sufletelor noastre. Vai de omul care nu se spovedește! Omul acela poartă în el iadul! Omul care nu se spovedește, iubiți credincioși, este o ruină spirituală. Omul care nu se spovedește este un pericol social. Omul acela face tot felul de păcate fără, ghilimele, să-l mustre conștient, dacă toate că-l mustre teribil. Adică nu are frână la păcat. Ori spovedanie, iubiți credincioși, ne frânează să mai facem păcate. Nu doar că prezentăm o evidență contabilă a păcatelor săvârșite, dar odată spovedindu-ne, odată primind dezlegarea de păcate prin mâna Duhovnicului care zice, iar eu nevrednic cu preoși duhovnic cu puterea ce mi este dată, te iert și te dezleg de toate păcate făcute în clipa aceea. Suntem dezlegați de satana. Suntem dezlegați de păcate. Primim o putere teribilă de a lupta cu păcate și de a nu mai comite. Și dacă le facem, iubiți credincioși, cu darul lui Dumnezeu, ajutați de harul spovedaniei și al Sfintei Împărtășanii, nu se mai cade în păcate de moarte. Omul care se spovedește, împărtășește des, nu mai face avorturi. Omul care se spovedește, împărtășește des, nu mai lipsește de la biserică, căci ar însemna să piardă hrana cea cerească a Sfintei Împărtășanii, care îl ajută de la o săptămână la alta să progreseze spiritual. Primește hrană cerească, hrană care aduce toată dumnezeirea și toată iubirea cerului în adâncul ființei noastre. Devenim mici Hristoși, devenim purtători de Hristos, ducem pacea, bucuria în potirul sufletului în jurul nostru. Iată, iubiți credincioși, ce multă putere primim prin spovedanie și în împărtășanie. Acest lucru au făcut-o Sfinții Apostoli, iubiți credincioși. Noi trebuie să înțelegem că Iisus Hristos este Mântuitorul sufletelor noastre. Și când înțelegem aceasta? Când ne recunoaștem păcătoșenia și când zicem orica vameșul Dumnezeule milostiv fii mie păcătosul, orica fiul risipitor greșit al la cer și înaintea ta, orica tâlharul de pe cruce care zicea pomenește-mă Doamne când vei veni într-o împărăția ta. Dar Hristos nu este mântuitor în general al omenirii. Mântuitorul este personal și al meu și al tău și al fiecare dintre noi. Noi trebuie să simțim lucrul acesta. Și când simțim lucrul acesta, când simțim păcătoșenia, când simțim că Hristos e Mântuitor, știm unde se face împăcarea cu El. Unde, iubiți credincioși? În biserică. Biserica este laboratorul învierii sufletelor noastre. Biserica este locul unde se țese, se coase fericirea noastră. Biserica este locul, iubiți credincioși, al împlinirilor, al unirilor. Biserica, de fapt, este casa pe care o dorește și o iubește sufletul nostru. Aici sufletul nostru dobândește aripi. Aici sufletul nostru simte că se umple de cer. Simte că raiul nu mai este o teorie, nu este scris doar în Evanghelie și în cărțile Sfinților Părinți, ci este scris, înscris și încastrat în inimă umană. Aici este locul, iubiți credincioși, în care Domnul nostru Iisus Hristos își declară iubire sufletului nostru. Dar ce frumos ar fi, iubiți credincioși, să simtă nu doar Sfinții Apostoli, nu doar martirii, nu doar sfinții care au reurel în sfințile în biserici și locuri în sinaxar și în calendar, ci să simțim și noi cum simțea Sfântul Ignatie, iubiți credincioși, care urma să fie dus la Roma și aruncat în arenă și să se dea drumul la lei și la leopard să sfâșie. Auziți ce zicea el plin de bucurie? Iubirea mea se răstignește!
iubirea mea, Hristos, se răstignește. Oare noi simțim că Hristos este iubirea noastră? Omenirea de astăzi are o altă iubire. Nu mai este Hristos iubirea noastră, iubirea planetei. Iubirea planetei este iubirea trupească, iubiți credincioși. Am devenit Sodomă și Gomoră. Întreg pământul, iubiți credincioși, a ajuns la declara iubire doar trupului. Mai există și alte iubiri. Este iubirea de patrie, este iubiri frumoase, este iubiri firești. Este iubirea de mamă și de tată. Este iubirea de știință. Este iubirea de lucrurile acestea trecătoare, iubiți credincioși. Dar cea mai sublimă și cea mai înaltă iubire este iubirea de Dumnezeu, iubirea de Domnul nostru Iisus Hristos. Astăzi oamenii numai că nu mai iubesc pe Hristos, îl urăsc din adâncul ființelor unii dintre oameni. Un predicator alergând prin munți și căutând sate și case la care să predice pe Hristos, la un moment dat, după niște stânci, a auzit niște înjurături foarte puternice la adresa Domnului nostru Iisus Hristos. Ce vai de mine, ce e aici? Pe aici locuiesc dracii? Nu dracii, iubiți credincioși. Era un tată în spatele unui copac care și-a pus copilul pe genunchi și îl învăța să-l înjure pe Hristos. Cum de nu se transformă stelele în fulgere și să ne facă scrum și țăndă, iubiți credincioși? Când nu numai că nu-L iubim pe Hristos, dar ajungem să-L înjurăm. Și chiar de toți oamenii, iubiți credincioși, s-au îndepărtat de Hristos. Nu poate să șteargă norii soarele. La fel nu pot înjurăturile planetei să șteargă existența și iubirea Domnului nostru Iisus Hristos. Chiar și față de cei ce-L înjură. Ați văzut? Când un copil ne face probleme, ne rămâne așa un fel de indignare, un fel de revoltă, ajungem la un fel de repulsie. Ori Dumnezeu nu vrea moartea păcătosă. De ce nu trimite fulgere în clipa aceea când omul înjură, când omul sudie, când omul ia pe toți sfinții din calendar la rând și înjură? De ce nu trimite Dumnezeu fulgere să-i ardă atunci? De ce? Pentru că Dumnezeu este tată cu inimă de mamă. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosă să întoarcă să fiu. Cel mai dulce cuvânt de pe pământ pe care învățau bunicile și bunicile și strămoșii noștri pe copii era Iisus Hristos. Bunica își lua nepotul pe genunchi și îl ținea la pieptul ei și primul cuvânt care îl învăța era Hristos. Lucrul acesta să facem și noi. Și toți creștinii să lăudăm și să-L binecuvântăm că ni s-a născut Salvator și Mântuitor pentru vecii vecilor. Amin.